Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și am aflat și eu un lucru pe care aș vrea să-l împărtășim. Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele. O mamă își poate ține doar o vreme copilul de mână, dar de inimă nu-i dă drumul până la sfârșitul vieții. Iată care sunt semnele care demonstrează că între tine și mama ta este o relație cu adevărat specială. Este prima pe care o sun când ai vești bune. E prima pe care o sun când ai vești proaste. Este singura persoană cu care poți merge la cumpărături. Mama vine întotdeauna să te viziteze, indiferent cât de departe ești de ea. Ea nu va uita niciodată ziua ta de naștere, deoarece aceasta a fost o zi importantă și pentru ea. Este sinceră cu tine atunci când nu te îmbraci adecvat. Îți spune când te porți copilărește. Îți ascultă poveștile dramatice fără să se plângă că astea nu sunt probleme adevărate. Nu te judecă pentru că ești copilul ei. Mereu are un sfat bun pentru tine. Te iubește necondiționat. Nu te va părăsi niciodată pentru o altă persoană, deoarece ești cea mai importantă persoană din viața ei. Îți plătește factura de telefon, chiar dacă ai costuri suplimentare în fiecare lună. Știe ce mâncare îți place. Nu stă niciodată mult timp supărată pe tine. Îți cumpără un cadou pentru că știe că îți place. Te atenționează când ai luat în greutate, se uită la filme cu tine chiar dacă nu-i plac. Este singura persoană pe care poți conta la orice oră din zi sau din noapte. Știe cel mai bine cum este să fii mamă. Este singura care se laudă cu realizările tale. Nu este rușine de greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Lasă totul pentru a fi alături de tine atunci când te îmbolnăvești. Îți sprijină visurile și te încurajează să mergi mai departe. Știe că ceva nu este în regulă chiar și atunci când spui că nu ai nimic. Este singura persoană care îți cunoaște obiceiurile enervante și încă te iubește. Este alături de tine când treci peste o despărțire. Este cea care atunci când pe farfurie mai rămâne o prăjitură, spune că nu mai poate să mănânce și ți-o oferă ție. Este singura care a stat lângă tine când toți ceilalți te-au abandonat. Ea este cea care îți va fi alături întreaga viață, la bine și la greu. Dintre toate ființele care îți populează și îți influențează existența, mama te învață de-a lungul vieții cele mai multe lecții. Niciun învățător ori profesor, niciun prieten sau rudă, niciun superior ierarhic, guru, consilier de dezvoltare personală sau life coach nu se poate ridica la nivelul de înțelepciune, de simplitate și de bun simț ce definește morala maternă. Mamele se fac în toate formele și mărimile, înalte și scunde, grase și slabe, sărace și bogate, profesoare universitare și muncitoare în fabrică. Însă, dincolo de realitățile obiective care le diferențiază, mamele bune au un numitor comun. Întocmai ca și soarele, singura lor rațiune de a fi este aceea de a întreține viața și de a mângâia cu razele lor blânde. Nu trebuie să mergi în Tibet pentru a studia iluminarea. E suficient să privești o mamă atunci când își îngrijește puiul. Nu trebuie să citești Arta Războiului de Sun Tzu pentru a afla cum câștigi bătălia cu viața. Studiază voința și dârzenia mamei în a-și apăra copiii. Porțile iadului sunt firave în fața unei mame rănite sau în nevoie pentru a ei. Calitatea de mamă este cea mai nobilă, cea mai sfântă slujire însușită de omenire. Este definiția slujirii altruiste. Este în același timp o responsabilitate înfricoșătoare și o ocazie glorioasă. Rolul divin de mamă este un dar de la Dumnezeu și este esențial planului fericirii întocmit de El pentru toți copiii săi. A fi mamă înseamnă a lua parte la miracolul care reprezintă lucrarea cea mai mare a lui Dumnezeu. Thomas Manson, profetul din zilele noastre, a spus: omul nu poate să-și aducă aminte de mama și să uite de Dumnezeu. De ce? Pentru că aceste două persoane sacre, Dumnezeu și mama, parteneri în creiere, în dragoste, în sacrificiu, în slujire, sunt una. Rolul divin de mamă este existent în toate femeile, fie că ele au născut sau nu copii. Este important să ne aducem aminte că însărcinarea de a nutri, de a hrăni spiritual, nu este limitată la proprii noștri copii. Fie că e vorba de o mătușă, o învățătoare, o prietenă, o conducătoare din cadrul comunității, noi toți suntem îndatorați influenței morale a femeilor neprihănite din viața noastră, influență care ne-a ținut pe un curs stabil. Nu există limite la ceea ce poate realiza o mamă. Femeile neprihănite au schimbat cursul istoriei și continuă să-l schimbe. Julie B. Beck. Mama este cea care a avut grijă de dumneavoastră dinaintea nașterii dumneavoastră. Este cea care s-a asigurat că totul va fi bine și a făcut tot ceea ce a putut pentru ca dumneavoastră să fiți sănătoși. V-a născut și v-a crescut.
A stat lângă dumneavoastră la bine și la rău, v-a vegheat nenumărate nopți nedormite când febra v-a fost atât de mare încât nu mai erați conștienți. A fost acolo când ați luat prima notă de 10, dar și când ați luat prima notă de 4. Chiar și când ați făcut vreo prostie, v-a apărat față de lume, apoi v-a explicat de ce nu era bine ceea ce ați făcut. Și dacă era nevoie, v-a pedepsit. N-a strigat și nu v-a lovit. V-a crescut să fiți o persoană cu caracter, cu integritate, cu credință, o persoană pe care lumea se poate baza oricând și oriunde. A fost lângă dumneavoastră când v-ați îndrăgostit. V-a fost alături când ați fost răniți, v-a învățat, v-a îndrumat, v-a ajutat să fiți o persoană mai bună. V-a încurajat și v-a susținut în toate alegerile și dacă alegerea s-a dovedit a nu fi chiar cea potrivită, tot ea a stat lângă dumneavoastră să vă încurajeze să nu vă prăbușiți și să mergeți mai departe. Mama. Mama a fost și este cea mai bună prietenă. Femeia pe care puteți conta oricând. Femeia care vă iubește orice ar fi. Mama. Mama este cea mai specială femeie din lume. Mamele sunt înzestrate cu o dragoste diferită de orice altă dragoste de pe fața pământului, Marjorie Pay Hinckley. Iisus nu și-a uitat niciodată mama, chiar și când era în chinuri teribile pe cruce, s-a îngrijit de ea. N-a uitat niciodată femeia care a avut grijă de el chiar de dinainte ca ea să-l fi putut ține în brațe, mama sa pământeană, care l-a pregătit pentru misiunea sa divină. Mama este cea mai specială ființă de pe Terra. Mama este esența vieții și a familiei. Mama face ca viața să fie gustoasă, sănătoasă, frumoasă și plină de iubire. Mama dă culoare căminului. Mama este expresia bunătății și a dragostei lui Dumnezeu. Mama ne învață despre credință, îndurare, sacrificiu, umilință și supunere. Viața și eternitatea nu vor fi suficiente pentru a ne exprima recunoștința față de mamă. Fie ca mama să fie mereu admirată, respectată și binecuvântată. A scris Vasile Doru pe Facebook, când membrilor Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă din România li s-a adresat întrebarea de ce este mama cea mai specială femeie din lume. Cu toți avem mame și cu toții suntem legați pe vecie de aceste ființe care ne-au născut, care ne-au dat viață. Astfel ne-am gândit ca primul articol să fie dedicat mamelor de pretutindeni, mai ales că luna martie le este dedicată în totalitate. Maica Domnului Fecioara Maria este persoana care ne poate ajuta necondiționat în orice fel de problemă pe care o putem întâmpina în drumul nostru spiritual. Ea este considerată de mulți grabnic ajutătoare, iar rugăciuni minunate, tedeumuri înălțătoare și imnuri de preamărire îi sunt închinate zilnic în toate colțurile lumii. Ea reprezintă un simbol transcendental, cel al Mamei Divine. Gnosticii o invocă în majoritatea practicilor deoarece ea este singura care poate oferi înțelepciune, protecție sau care poate distruge ego-ul care zdrobește ființa sub greutatea lui. Este cunoscută în mai multe sisteme religioase. În Egipt apare sub forma lui Isis cu copilul divin Horus. În India ea este Parvati, soția zeului Shiva cu fiul Ganesh. Iar în Tibet o regăsim sub forma lui Buddha Kuan Yin, cea milostivă. În Vika ni se arată sub forma zeiței, care are putere de plină asupra naturii și asupra ciclurilor vieții. În alte culturi este înfățișată întreit Fecioara, mama și femeia înțeleaptă, zeița focului Pele. Din acest motiv, ea este esența mamei, cea care își ajută pruncii să crească, cea care mijlocește discuțiile cu tatăl și care ne alină când ne este mai greu. O pildă pe care fiecare om ar trebui să o audă și să o înțeleagă. Un băiat de 16 ani a făcut o călătorie în străinătate. După un timp când s-a întors acasă la aeroport, îl aștepta mama lui cu lacrimi de bucurie în ochi. Când a ajuns, și-a strâns băiatul în brațe cât de tare a putut, deoarece i-a fost foarte dor de el. Băiatul însă i-a spus: "Mamă, știu că mă iubești mult, dar dacă mă strângi așa de tare în brațe în fața atâtor oameni, ca pe un copil mic, mă faci de rușine." Cu aceste vorbe a rănit-o foarte tare pe mama lui, care se gândea că fiul ei nu se bucură din tot sufletul că o revede. După al 6 ani, fiul ei a plecat iar într-o călătorie în străinătate și, deși avea deja 21 de ani, mama lui a mers cu el la aeroport să-l conducă să-și ia rămas bun de la el. De data asta nu și-a îmbrățișat fiul, ci s-a întors cu spatele plângând foarte tare și zicându-i doar atât: "Rămas bun, fiule, și să ai grijă de tine." După vreme, când băiatul s-a întors din călătorie, mama lui nu-l mai aștepta în gară. Când a ajuns acasă, a găsit pe masă un buchet de flori și lângă flori o scrisoare de la mama lui.
Curios a deschis-o și a început să o citească, iar după ce a terminat, a căzut jos, plângând și distrus. Era cel mai urât și rău moment din viața lui. Iată ce scria în scrisoare. Fiul meu drag, cu 6 ani în urmă, când te-ai întors acasă, aveam lacrimi de bucurie în ochi și te-am strâns cu drag în brațe. Dar când tu vei citi rândurile acestea, eu voi fi deja în cimitir într-un mormânt, pentru că am murit de cancer. Când ai plecat ultima dată, nu te-am mai strâns în brațe, ci ți-am întors spatele ca să nu te fac de rușine în fața oamenilor strângându-te în brațe ca pe un copil mic. Dar am plâns foarte tare, pentru că am știut că te voi vedea pentru ultima dată. Te iubesc foarte mult și mă voi ruga Domnului pentru tine, iar dragostea mea va veghea întotdeauna asupra ta. Cu mult drag, mama. Toți cei care vă iubiți mama, trimiteți mai departe acest mesaj și spuneți din tot sufletul: îmi iubesc mama și nu-mi este niciodată rușine cu ea, deoarece ea e ființa care mi-a dăruit viață și mă îngrijește și mă iubește necondiționat. Te iubesc mult, mama. Ca să vă dați seama cât de mult iubește o mamă pe fiii săi, am să vă spun o întâmplare care s-a petrecut în China. În anul 1921, într-o toamnă, a luat foc o pădure din munții Himalaya, munții cei mai mari din lume. Sigur, a concentrat China mii și zeci de mii de oameni ca să izoleze focul, dar ce s-a întâmplat? S-au dus oamenii și tăiau pădurea înainte de a ajunge focul. Lumea a alergat cu topoare, cu joagăre, cu ferăstraie, fiecare cu ce avea, ca să izoleze pădurea ca să nu ardă. Dar s-a întâmplat că tăindii copacii cu zeci de kilometri înainte de a ajunge focul, focul venea cu o rapiditate nemaipomenită. Au văzut în vârful unui copac un cuib de pasăre, o pasăre de mărimea porumbelului. Când au văzut care cuib în copac, n-au mai avut timp să se suie și să scape puii, căci focul se apropia și s-au uitat să vadă ce se întâmpla. Amândouă păsările, mama și tata, când au simțit fumul și au văzut primejdea că ajunge la pui, zburau amândoi roată și toți țipau. Țipau și făceau semn la pui, dar puii erau mici, plăpânzi, nu aveau aripi tari să zboare. Când a ajuns focul la 100 de metri, pasărea tata a părăsit fui. A fugit ca să scape de foc, că simțise fierbințarea focului că vine din urmă. Iar pasărea mamă, când a văzut că vine focul, tot țipa și zbura roată, roată, roată pe lângă cuib, roată, ca și cum ar fi zis: dragul mamei, vine moartea, fugiți! Și când a văzut copacul în care cuibul a luat foc, nemai având altă măsură să ajute puii ei, ce a făcut? Ultima ei mișcare a fost jertfa aceasta. Când a văzut că și cuibul a luat foc, ea s-a pus cu aripile pe pui și într-o clipă a mistuit-o focul cu tot cu cuib, cu tot cu pui. Iată ce înseamnă mama. A vrut mai bine să se jertfească de 1000 de ori și să nu părăsească puii ei când erau în primejdie de moarte. Așa ar trebui să fie inima de mamă și inima noastră față de toți creștinii și mai ales față de părinții care ne-au crescut, ne spune Părintele Cleopa. Dar iată cum este descrisă mama în versurile marilor noștri poeți. În continuare, dați-mi voie să vă recit poezia Mama de George Coșbuc. În vadurea pere pe scurg și vuie dau în cale, iar plopi în umedul amur doinesc eternă jale. Pe malul apei se împletesc cărări ce duc la moară. Acolo, mamă, te săresc pe tine într-o cășoară. Tu torci. Pe vatra veche ard, pocnind din vreme în vreme, trei vreascuri rupte dintr-un gard, iar flacăra lor geme. Clipește abia din când în când cu stingerea în bătaie, lumini cu umbre amestecând prin colțuri de odaie. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Un bas cu pajuri și cu zmei începe acum o fată, tu taci și asculți povestea ei și stai îngândurată. Și firul tău se rupe des că-și gânduri te frământă, spui șoapte fără de înțeles și ochii tăi stau țintă, scapi fusul jos, nimic nu zici când fusul se desfiră. Te uiți la el și nu-l ridici și fetele se miră. O, nu! Nu-i drept să te îndoiești, la geam tu sari deodată prin noaptea, fără lung privești. Ce vezi? Întreabă o fată. Nimic. Mi s-a părut așa. Și jalea te răpune. Și fiecare vorba ta e plâns de îngropăciune.
Într-un târziu, neridicând de jos a ta privire, eu simt că voi muri în curând, că nu mai sunt în fire, mai știu și eu la ce gândeam, aveți și voi un frate. Mi s-a părut că aud la geam, cu degetul cum bate, dar n-a fost el. Să-l văd venind, aș mai trăi o viață. E dus și voi muri dorind să-l văd odată în față. Așa vrea poate Dumnezeu, așa mi-e datul sorții, să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul morții. Tare vânt și înnorat și noaptea e târzie. Copilele ți s-au culcat, tu, inimă pustie, stai tot la vatră încet plângând, e dus și nu mai vine. Și adorm târziu cu mine în gând, ca să visezi de mine. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și sunt bucuros pentru că m-ați urmărit. Vă doresc și vouă multă bucurie în suflet și multă, multă sănătate. Pe curând!